de hidrogen și stații de încărcare auto și am vorbit inclusiv de proiectele în parteneriat ale Romgazului cu GSP cu privire la acel concept de Green City. Aici vreau să vă întreb, pentru că a existat o discuție în spațiul public, stârnită chiar de Economedia și G4 Media, care au publicat articolul despre apariția acestor companii cu proiecte directe în PNRR, în propunerea de PNRR a României, și au fost discuții legate de modul în care au apărut aceste companii. Că e vorba de GSP Power în parteneriat cu Romgaz, că e vorba de companiile cu capital majoritar de stat, minoritar cum e Electrica. Sau minoritar cum e Electrica. Și întrebarea a fost cum de au ajuns companii și de ce nu sunt făcute licitații sau proceduri competitive. La nivelul, când ne-am apucat de PNRR, de la nivelul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, s-au cerut proiecte mature. Pentru că, pentru a putea fi sigur că se termină în 2026 toate proiectele și a nu pierde acești bani, trebuie să existe proiecte mature. Noi am primit proiecte mature, am făcut call-uri de proiecte mature către piață, mi s-au trimis proiecte, am avut sute de proiecte care mi s-au trimis și am selectat dintre ele proiecte și nu companii, asta am spus. Am selectat proiecte ale companiilor majoritar de stat, minoritare sau public-privat. Care a fost poziția Comisiei Europene? Eu am avut și un call înainte. Cred că, dacă nu mă înșel, în urmă cu două săptămâni am avut un call tot cu DG Recover și am întrebat punctual, este vreo problemă că există proiecte în PNRR-ul românesc, proiecte a unor companii și call-uri de proiecte, dacă există și proiecte, și mi s-a răspuns, și eram toți în acel call, mi s-a răspuns, nu este niciun proiect, trebuie să respecte regulile ajutorului de stat, evident. Aceste proiecte în ajutor de stat trebuie notificat și trebuie să existe. Desigur, ar fi de preferabil, au spus, ar fi de preferabil call-uri de proiecte competitive, dar înțelegem că există și riscul ca într-un call competitiv de proiecte să existe contestații și această procedură să lungească foarte mult și să nu... Să iasă din deadline-ul PNRR-ului. De aceea insistăm că în PNRR și vreau inclusiv prin dumneavoastră acum să se facă un apel, să existe proiecte pe toate liniile de finanțare, proiecte mature, în așa fel încât să poată fi demarate foarte, foarte rapid. Și atunci decizia care este? În urma discuției, ultimei discuții, ne-a spus că este la latitudinea României să aleagă cum dorește. Am luat ca să nu mai existe suspiciuni. Le-am explicat că avem nevoie și de o linie de finanțare de producere a energiei electrice în bază, în bandă, pentru că nu putem să asigurăm echilibrarea regenerabilor dacă nu avem și o energie de producție în bandă. E clar că bunele nu poate fi vorba. Avem nevoie de combustibil, gazul ca și natural ca și combustibil de tranziție și am în anexa 3 a regulamentului al PNRR-ului la DNSH, chiar ne-au fost indicată această anexă, se găsește exact acest principiu de proiecte de a producerea energiei electrice din amestec gaz cu hidrogen verde. Și am trecut col competitiv de proiecte, pe absolut am scos absolut toate companiile ca să nu mai existe întrebării de ce nu pot participa și alții la aceste proiecte. Eu sper să fie cât mai mulți ca să existe o competiție, pentru că asta va scădea prețul al investiției. Tocmai asta e ideea. Să scădem costul investiției, în așa fel încât costul pe megawatt să fie cât mai mic și, evident, prețul energiei vor fi coluri competitive pentru absolut toate liniile de finanțare și pentru producerea de energie electrică în bandă și pentru producția de hidrogen și pentru producția, pentru instalarea de linii de încărcare a stațiilor de încărcare auto pentru absolut toate proiectele care avem și pentru eficiență energetică și pentru baterii. Și care pentru... e totalul acestor coluri? Suma totală acestea e 1.600.000 de... E total 1.600.000.000, între care 1.000.000 de euro vor fi destinate și consultanțelor și strategiei de hidrogen și alte strategii de decarbonare, adică... 1.000.000 de euro, 1.600.000.000 va fi pentru strategii, pentru concepte, pentru... Deci asta înseamnă că în PNRR-ul final al României, care va fi aprobat de Comisia Europeană, din acel document vor dispărea companiile nuclear electrică și vor fi înlocuite de coluri de proiecte, adică competiții de proiecte, cum o să avem și la fondul de modernizare absolut. Eu sper ca să înțeleagă toată piața că e nevoie de proiecte mature. Să nu ajungem să
blocăm PNRR-ul, să ne blocăm. Luați în calcul o modificare de legislație astfel încât